Asociația Pro Integritate a fost creată pentru a promova educația creștină alături de valorile morale, culturale și spirituale ale Sfintei Scripturi. Această idee se traduce prin susținerea tinerilor, în devenirea lor ca oameni și profesioniști. În timp, tinerii pot deveni acele modele profesionale și morale, care să contribuie decisiv la dezvoltarea societății contemporane. Cel mai ambițios proiect Pro Integritate este construirea unei universități creștine. Aici, în comuna Florești, de lângă Cluj-Napoca, vom pune bazele unor generații de profesioniști a căror educație să fie ferm ancorată în valorile creștine inspirate de Sfânta Scriptură. Un proiect în valoare de 10 milioane de euro, noua universitate este investiția în viitor a unor membri marcanți ai comunității de afaceri transilvane. În acest fel, ei își aduc contribuția la dezvoltarea durabilă a regiunii. România are nevoie de schimbare la nivel mare, la nivel de generație. Suntem o națiune care a avut întotdeauna valori și repere morale. Azi însă e tot mai greu pentru tineri să le respecte în fața presiunilor și concurenței cu care se confruntă. De aceea, Asociația Pro Integritate vrea să contribuie la apariția unei generații de profesioniști pentru care corectitudinea și etica să fie cu adevărat o a doua natură. Aici, în Florești, lângă Cluj-Napoca, vom pune bazele acestui viitor. În câțiva ani, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin implicarea oamenilor, acest teren va deveni cel mai modern campus universitar din România. 10 hectare de teren se vor transforma într-un spațiu al educației și spiritualității. Dezvoltată în jurul actualului Institut Teologic Pentecostal, viitoarea universitate creștină va fi deschisă tuturor, indiferent de confesiunea lor. Ideea de universitate creștină este fundamentată pe un dublu adevăr biblic. Domnia lui Hristos asupra istoriei, asupra întregii realități și Evanghelia ca un adevăr public, preocupat așadar de întreaga realitate. De aceea, Universitatea Creștină oferă o perspectivă mult mai amplă asupra educației. Educația nu înseamnă doar transmiterea de informații și formarea de competențe profesionale. Educația creștină oferă o perspectivă holistică, integratoare a vieții în ansamblu ei, și contribuie la dezvoltarea armonioasă a individului în toate dimensiunile, fizică, psihică, intelectuală și spirituală. Universitățile sunt cunoscute ca și centre de gândire. Sunt locuri unde se predau lucrări de licență, de masterat, de doctorat, unde se scriu cărți care pot influența în bine societatea românească de azi. De aceea, susțin proiectul Universitatea Creștină din tot sufletul și cred că merită să investim în el resursele noastre de orice natură, fie ele bănești, timp, rugăciune, credință sau altele. Toată lumea spune că lumea de afaceri este o junglă, o junglă în care trebuie să străbați cu anumite forțe, să spunem, nu neapărat sănătoase. Din experiența care o am și cred că am și reușit să arăt lucrul ăsta, că totuși există și oameni care privesc din alt punct de vedere lumea afacerilor și ea este formată din oameni care se pregătesc și profesional, dar sunt niște oameni care și din punct de vedere moral sunt sănătoși. Universitatea Creștină își va deschide porțile în anul universitar 2015-2016 și ca prime specializări oferite menționez economie, inginerie, management, teologie pentecostală și asistență socială. Instituția de învățământ superior, care va fi recunoscută și acreditată de Ministerul Educației, urmărește să-și dezvolte gama de specializări an de an, astfel încât tot mai mulți tineri din întreaga țară și din afara ei să aibă șansa unei educații complete și concrete.
Într-o societate în care lumea pășește spre mondializare și globalizare, consider că misiunea Bisericii este de a fi prezentă în toate segmentele vieții, în mod deosebit și în cel educativ. Munca educativă spirituală trebuie să-și lase amprenta pe viața multora, în așa manieră încât binele și creșterea noastră să conducă spre o identificare și apropiere mai mare cu Dumnezeu. De aceea, am hotărât în colaborare cu oamenii de afaceri și conducerea cultului creștin penticostan să înființăm această universitate unde să formăm oameni cu un caracter ales, deosebit pentru orice lucrare bună în ce privește viața pământească, dar fără să uităm că e deosebit de important să aibă o înaltă ținută creștină și să fie demn și pentru viața cerească. Așa să ne ajute Dumnezeu!